Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii! Bine ne-am reîntâlnit! Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui, în mod special Dan Keeper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, Doina Roșca, Emilie Isate, Petru Achim, Ghiță Ghiță, Dea, Maria Mirabela, Maia Maria, Maria Braică, George Ombre, vă îmbrățișez cu drag a voastră Pandele Laura! Dragii mei telespectatori, îmi cer scuze că aseară nu am putut intra pe live deoarece am fost foarte, foarte obosită și mi-au venit și niște musafiri după am fost prea obosită ca să pot să mai intru. Dar sper că în seara asta să nu mai intervină absolut nimic și să ne vedem pe live-ul justițiarilor. 7:30, 10 maxim. De asta vă rog să vă abonați la canalul meu de TikTok, să fiți notificați când intru pe live, că nici eu nu știu. Sau pe pagina mea de Facebook, Laura Casa Iubirii, că acolo postez în momentul când intru pe live, ca să fiți notificați dacă în caz TikTok-ul nu vă notifică. Este greu să vă spun de la 7:30 la 10 să stați doar cu ochii pe TikTok. Dar nu găsesc o altă variantă. Dacă dumneavoastră o știți, aduceți-mi-o la cunoștință și cu drag o voi aplica. Dragii mei telespectatori, ieri ce vedem? O vedem pe Virginica foarte, foarte deranjată și foarte nervoasă și foarte aprinsă. Era de o aroganță ceva de speriat. Ziceai că cel puțin este patroana canalului D. Am avut impresia că este mai șefă decât doamna Mandea. O vedem foarte deranjată că de ce s-a adus în discuție că ea ar avea o relație afară. E, de aici toată dușmania ei și toată supărarea. Cum este posibil să spuneți de Fecioara Maria că ea ar avea o relație? Păi măi, Virginico, știi când te deranjezi în halul ăsta? Când este adevărat. S-a văzut destul de clar, Virginica, că acum te comporți cu Elena la fel cum te-ai comporta cu Roberta. De ce? Pentru că Roberta ți le spunea pe față și nu era pupincuristă ca celelalte. Astea, slugoaicele tale, Giulita și Cistinela. Iar acum vine Elena și îți spune pe față că tu te crezi în casa prieteniei și că ar trebui să-ți aduci și familia ca să te simți cât mai bine. Și Grecu îți spune că te bănuiește că ai avea pe cineva afară, că tu oricum nu faci relație în casă pentru că îți place faima din online și tu cu gurița ta ai spus că doar pe Robiță îl placi, dar cu 2-3 luni înainte spuneai că te gândești la Patrick noaptea. Când ai spus adevărul? Și o luăm așa, pe rând. Ce spune Virginica? Eu am fost judecată că l-am lăsat pe Ciprianos după 2 săptămâni pentru că n-am simțit nimic. Dar în schimb, Elena nu este judecată că a spus că ar pleca cu Grecul după 2 săptămâni. Păi, măi, Virginico, cât te crezi tu de inteligentă, s-a văzut cu ochiul liber că nu te duce căpățâna, fetița mea. Și am să spun și de ce. Păi toată lumea și noi telespectatorii am spus ceea ce spune și Grecu și Elena și toți ceilalți care încă nu sunt asumați să ți le spună tranșant în față. Tu, de când te-a lăsat Robiță și te-a aruncat ca pe o măsa stricată, dar te mai prinde pe afară, așa când îi se urcă lui hormonii și când vrea să mai te aibă, asta-i făcut. Te-ai jucat cu Pătricuț, ai spus că ești îndrăgostită și că îl visezi și te gândești noaptea la el, după care l-ai luat pe Moldo, după Moldo l-ai luat pe Garcea, după l-ai luat pe Grec. Păi și nu-i normal să-ți spună toată lumea
că tu de fapt stai pentru Papa Moca, coțăială pe afară prin București și acasă te așteaptă ăla din Craiova? Da, tu crezi că ești atât de deșteaptă încât nimeni nu vede cât de periculoasă poți să fii și cât de perfidă. Ce auzim? Auzim că Elena în vestiar te flatează, nu știu ce-ți spune, și îți cere fierul de călcat. Și tu spui, nu, nu ți-l dau. Păi vezi, măi, încă o dată ai demonstrat lumii întregi cât de periculoasă ești și cât de răutăcioasă poți să fii în momentul când nu iese ca tine, când nu ai slugoaice. Mi-aduc aminte că Roberta spunea la fel, că ești falsă. Și ce ai făcut? Ai făcut un așa fel încât s-o lăsați la hotel. Și ai plecat cu mașina. După ai venit în emisiune și ai spus, eu nu pot să vorbesc cu asta nici la hotel. Când a venit doamna Mantea și v-a spus, de ce faceți bisericuțe, tu ai spus, noi? Păi noi vrem să vorbim cu Roberta, Roberta nu vorbește cu noi. Dar tu, cu două zile înainte, ai spus, eu nu pot să vorbesc cu asta nici la hotel și nici la masă nu pot să stau cu ea. Iar acum vedem că același tratament îl primește Elena din partea ta. Oare crezi că lumea nu și-a dat seama? Că lumea nu te-a citit? Cât ești tu de bandită, dar de fapt ai coadă la fund. Nu degeaba ți-am spus, ești mică, neagră și urâtă. Pentru că ești foarte, foarte dușmănoasă. Dacă te-a atacat Elena în gală, cum spui tu, Elena nu te-a atacat. Tu ai fost cea care vorbeai în mandarine și erai plină de tine și spuneai, da, îl votez pe Ciprianos la eliminare. Și atunci Elena ți-a spus de ce? Că suntem într-o cunoaștere și că ți-a spus Elena că tu ești capul mafiei? Iar te-ai deranjat. Și știi când te deranjezi tu, măi, Virginico? Am observat cu toții. Când ți se spune adevărul în față. Când ți se spune adevărul în față, te carbonizezi și dai nările peste cap. Păi, draga mea, tot ce votezi tu, votează și slugoaicele alea două. Cistinela și cu Giulita. Păi nu-i normal să vadă toată lumea că tu ești creierul. La răutăți? Când tu n-ai mai suportat-o pe Roberta, slugoaicele n-au mai suportat-o nici ele pe Roberta. Acum vrei să induci că Elena este periculoasa și că tu ești aia sfântă, nu fetiță. Exact cum s-a întâmplat și cu Ciprianos, cu Moldo, Garcia, Patrick, cum te-ai comportat cu ei, că te dădeai decât la ei ca să faci materiale și să stai cât mai mult în casă, să papi moca. Așa faci și cu fetele care sunt asumate și îți spun pe față cine ești. Și ce mai vede, măi, Virginico? Că spui, e de noaptea minții? Păi până acum 10 luni nu foloseai expresia asta. A, o folosești de la aia cu care vorbești, cu Viorela Lis, care îți face lecțiile. Mm-hmm. Și te susține și țipă pe live-ul ei că tu ești cea mai bună, cea mai frumoasă, cea mai inteligentă și că toate îți vor rău. În condițiile în care tu ești matroană și ai început să pui la punct pe toată lumea, inclusiv pe doamna Mantea, ai făcut-o în așa fel să-i fie frică de tine. Pe Robiță, dacă ai țipat de două ori, i-ai dat și două capace, ăla se scapă pe el, Giulita la fel, e uite că pe Elena nu prea o interesează emisiunea cum te interesează pe tine. Tu spui că vrei să pleci, dar îți garantez că și dacă te aruncă pe geam afară, te bași pe sub pragul ușii. Că ești dependentă de emisiunea asta și vrei faimă, vrei să auzi în online. Bravo, Virginica! Dar scuză-mă pe mine, doar femei și persoane parșive ca tine te susțin. Femeile cu principii și de casă
și au dat seama de parșivitatea ta de când cu Aleina, Berbeca, Roberta, Giulita, care acum Giulita te pupă în dos, Teodora, Cistinela care te pupă în dos, dar imediat urmează să dai și în Cistinela mai mult ca sigur, sunt fer convinsă că o vei bubui, spune-mi și mie, cu cine ești tu, prietenă, în casă? Decât ai niște slugoaice care și alea ți-ar face felul, dar sunt conștiente că le pui pe făraș. Inclusiv bărbații ăștia, bărbați cu mustață și fustiță, Garcea și Moldo și Vădușor, Grecu, da, sper că a Grecu să-și fi dat seama și până la ora asta, cine ești tu? Și să te bubuie, fetiță, și să-ți spună toți pe față că ești cea mai cutră și că interesul tău este să ajungi în finală și sper și la sezonul 4. Dacă nu iau finala, luați-mă în sezonul 4. Ce să mai vedem în sezonul 4 la tine? Că iar stai în capul Messi? Și că vorbești în mandarine? Și că vorbești în sârme? Și că ești de o răutate fantastică? Și că le faci pe furiș și disperi pe toată lumea și scoți pe toți la eliminare și îi aduci în pragul disperării încât să aibă reacție? Păi asta vrem să vedem în Casa Iubirii. Păi tu n-ai venit pentru iubire. Tu ai venit să scoți concurenții pe bandă rulantă și să te coței pe afară cu Robiță și în Craiova când ajungi cu ăla. Punctul ăla peste care nu putea să treacă Robiță. Dar, măi băiatule, atât de șmecheriești în Craiova încât ăștia să coțăie pe afară Robiță și cu Virginica. Că se vede destul de clar că Virginica nu acceptă să spună nimeni de Robiță nimic și Robiță de Virginica. Chiar dacă face ăsta Cheliosul de la Dăbuleni, figur cu Teodora, el pe asta, pe Virginica. Și apropo, măi Robiță, măi Giulita, când v-ați împăcat, mă? Că parcă erați certați. Ieri să dea dracii. Când am văzut-o pe asta, pe Giulita îmbrăcată în rochia aia și cu tocuri, mă, fetiță, nu știi să stai pe tocuri. Păcat. Bubuie tocul, ai grijă să nu porți de multe ori sandalele alea. Nu de alta, dar ai făcut tocul ăla de comandă. Când ai stabilitate, nu știi să calci pe o sanda cu toc. Tu te crezi în Adidas. Când v-ați împăcat? Că n-am văzut. Și măi, Giulita, ce ai făcut tu? Acum îl cauți pe Robiță? Hai, vină lângă mine! Păi iar pe urmă face mini-atac de panică când ți-o dă ăsta iar jet. Că acum văd că o vrea pe Cistinela. Și când o să vedeți pe Cistinela că Robiță se dă la ea, atunci o să începeți să dați în Cistinela și tu aia, și tu asta, femeia tank, femeia sumo, asta care iar este vrăjitoarea Sidonia, care, ca să vedeți cât de malefice sunteți, te înțeles cu aia mică neagră și urâtă, tu grasă, v-am spus eu că sunteți alba-neagră, să ce? Să se dea asta Virginica, dar râdea Virginica, îi plăcea. Să se dea la Cipianos și să-i arate Elenei că Cipianos, Grecu, o place pe ea. Mă, dar voi n-ați înțeles că asta este genul ăla de ciocolată frumos ambalată și când o deschizi e mucegăită toată? Virginica asta tot, n-ați înțeles? Grecu și-a dat seama asta cu tine de material, dar și-a dat seama. Într-un fel sau altul, că vrei să te dai pe lângă el să se dea la Virginica. Mic, mic, da, mai are și el câteva scăpări, dar a prins-o până la urmă. Cred că îți intră în joc, vă intră în joc, ca să vă bubuie un pic și să râdă de voi, că voi luați, că e mare și prost. Grecu, eu cred că nu. Eu cred că se joacă cu mintea voastră și vă întoarce așa creierul, pe cheiță. Zic eu, să vedem. Și tu acum ai făcut pe vrăjitoarea Sidonia și te-ai dus la Grecu, ca să o atacați pe Elena și să râdeți de Elena. Uite cu cine plecai.
Plecai cu ăsta după 2 săptămâni și erați foarte siderate. Păi măi, Giulito, tu știi după tine, mă, fetiță, că tu ai plecat la munte cu unul și ăla te-a lăsat la munte, că a văzut că bagi. Și te-a lăsat să plătești. Hai, dacă mănânci ca Sparta, ia și plătești. Și a plecat și te-a lăsat în pădure. Și de asta vă speriați, pentru că vă cunoașteți capacitățile. Și știți că bărbații sunt încântați prima dată de voi, dar când vă văd caracterele, fug ca dragul de tămâi. E, Elena, față de voi, a arătat lumii întregi că nu-i interesează emisiunea dacă a venit pentru scop. Și îi place băiatul? Asta e risc. Mă duc cu el. Merge, merge, nu merge? Viața merge înainte. Dar nu stau în emisiune ca voi, mai ales tu, Giulito, că deja e chelit în emisiune. Dacă stai și nimeni nu te vrea, ai la altă, ferească Dumnezeu, s-a carbonizat definitiv și totul nu vrea să plece și n-are voie nimeni să-i vorbească că e de 10 luni. Vă dați seama dacă stă asta de 2 sezoane? Că nu mai vorbește nici doamna Mant. Cum să vorbești tu când eu sunt aici de 2 sezoane? Asta că de noaptea minții. Virginica, fii mersilă de voi. Dar îmi pare bine că v-ați dat arama pe față și că Elena, atât de tântăloai ce sunteți, încât nu v-ați dat seama că Elena vă scoate caracterul la suprafață. Și vă deranjați foarte tare. Și știți care a fost norocul vostru? Că a fost Bia prea supărată. Părerea mea. Că altfel aia vine. Tace, tace. Dacă când vi le dă, vă bubuie. Când vine Bianca. Și am auzit că Bianca a luat ea cecul. Bravo. Mi-ar plăcea ca și susținătorii Elenei, care sunt foarte mulți pe TikTok, să iasă și să o voteze și să-i dea curaj că e foarte asumată și spune lucrurilor pe nume. Tu te-ai deranjat, Virginico, că a spus ceea ce faci tu în vestiar. Cum vrei tu, dacă te dai la mine, nu să mai dau nimic și te dau și afară. Că vorba aceea e doar casa ta. Emisiunea asta nu se mai numește Casa Iubirii. Se numește Casa Tupeului Virginicăi. Matroana Pirținica. Pârțâita. Tu ești. Măi, fetiță, păi ți-a spus bine Elena, păi tu te duci, tu asta care erai sinceră și corectă, păi tu te duci la băieți să ceri păreri despre Elena, dar de ce te interesa pe tine de Elena? Dar de ce n-ai cerut păreri despre tine, fetiță? Cum ți-a spus Elena? Păi hai să căutăm și noi în trecutul tău, hai să vedem și noi ce spun craiovenii de tine, Virginico. Ce faci dacă îți iese dosarul, Virginico, că te-ai cam în greg la față, te-ai carbonizat, când ți-a spus Elena, vrei să căutăm și noi? Care-i faza? De ce trebuia? Și vine aia cistine la aia, de la corabia. Domne, păi era nouă și trebuia să vorbim de tine. Păi și tu ai fost nouă. De ce n-am vorbit de tine că ai fost mecanic la păcănele? Măi, cistinela, voi o dați numai cum vă convine, ca la DN1, de unde proveniți, de la puf. De ce n-ați spus și despre voi? Cine sunteți voi în Craiova și ce etichete aveți voi în Craiova? Și mai ales tu, Cistinela, aici în București. Cu cine ai avut de-a face? Ce ai făcut cu Antonică și cu Robiță afară? Păi vreți să începem noi? Să vi le scoatem noi ăștia care nu fabricăm? Care știm. Dar hai să lăsăm. Vedeți cum ne provocați ca noi, ăștia care știm multe, să vă dăm arama pe față și să vă scoatem cârnați și să nu vă mai dați așa, doamne, în condițiile în care nu sunteți. Păi voi și tu și Virginica și Giulita râdeți de Elena? Păi tu, Giulita, vrei să scoatem pozele alea unde stătei și așteptai să fii stropită? Tu, Virginico, care-i hramul tău în Craiova? Ai curaj să ți-l spui? Că tot te dai cinstită. Ai curaj? Și tu, Cistinelo, spune măcar varianta din București. Atât. Că e suficient. Crede-mă ce-ți spun. Așa că
Mare atenție când arătați cu degetul. Mare atenție când vreți să doborâți o persoană. Elena a fost asumată. Elena a spus cine e și nu uitați un lucru. Canal D a contactat-o. Să vină. Nu s-a înscris ca voi, ca femeie cinstită și corectă. Canal D a știut trecutul lui. Ea a venit și l-a asumat, nu ca voi. Voi v-ați înscris că nu vă știa nimeni și acum vă dați mari doamne și cinstite. Și voi sunteți praf. La fel ca alea care vorbesc despre mine. Dar imediat voi face vlogul și pentru ele. Să-ți fie rușine, Virginico, Cistinela și Giulita. Cistinela care acum este pusă tot de matrona Virginica să se cupleze cu Garcia. Să intre într-o cunoaștere cu Garcia. Iar Robiță râdea pe sub mustăți. Ia uite-o bă și pe asta cu cine să... De ce? Ți-e frică că este propusă la eliminare și îți pleacă săgeata? Și nu mai ai slugoaică? Îți pleacă cu slugoaică? Păi, măi, Cistinela, tu nu vezi cât se folosește Virginica de tine? După ce aveai tu o etichetă proastă despre trecutul tău și râdea toată lumea de materialul pe care l-a făcut cei din staff cu tine și cu Robiță, a venit Virginica, vezi, doamne, ca să o atace pe Teodora, dar nu a interesat-o de imaginea ta, și ți-a dat provocarea ca să arate lumii întregi cum zbor tu din cârnat în cârnat și nu te interesează. Să-l iei pe Robiță, ca să o vadă pe Teodora mai tare cum plânge, cum ți-a spus. Dar ce fată, ce, du-te la Robiță, ce ea s-a gândit la mine? Păi nu ești tu aia care spui că n-ai treabă cu Robiță? De ce mai suferi? Te-ai trezit tu după 10 luni să spui, domne, da, când se dădea, Patrick când dădea Giulitei să-l ia pe Robiță în brațe și să-l pupe în fața mea, când eu eram într-o cunoaștere, n-a existat așa, mincinos. Păi de aici, măi, Virginico, a văzut toată lumea cât de mincinoasă ești și cât de falsă și, în primul rând, cât de rea. Tu ești cea care, dacă nu fac concurentele și te atacă și îți spun, nu că te atacă, îți spun faptele tale din emisiune, te deranjezi și nu știi cum să le șantajezi, să le vorbești în mandarine și în sârme, că tu ești șmecheră. Tu nu le dai fierul, tu le lași la hotel, tu nu stai cu ele la masă. Dar proști ori fi, doar mai sta cu tine la masă. Că nu meriți nici să fii băgat în seamă. E prost omul care te bagă în seamă. Pe tine, Virginico. Și de ce? Că ești genul ăla de femeie, pagubă și necaz. Atât. Toate trei. Cistinela, Virginica și Giulita. Femeile fără soartă. Observăm că de când stați în emisiune, de cât bârfiți și râdeți de toate fetele, de Bianca și de Elena și de Teodora, și voi sunteți pardaf. Din toate punctele de vedere. Și ca înfățișare, și gândire, și tot. De noaptea minții, Virginico. Păi vezi, mă, cum te dai de gol că vorbești cu Viorela Lis și cu Alin Teodor. Păi, vedeți, acum nu mai face temele. E, vedeți că există un Dumnezeu și prostia din voi vă dă de gol? Sper ca toți concurenții să-și fi dat seama cine ești tu, Virginico, la fel ca Garcia. Voi în glumă dați la temelie. Așa și ei. Să vă dea în glumă la temelie. Și Giulita asta parșiva, să vedeți că iar se schimbă, dacă vede că ia Bianca cec după cec și că ia Elena și Pătricuț. Să vedeți că o aruncă pe Virginica. Cam asta ești, tanti Frusinela, tu și grasa. Măi, Giulita, deja toată lumea te cunoaște. Abia așteptăm să termine sezonul ăsta, să scăpăm de tanti Frusinela. După care te-ai dus la Patrick să vezi, poate îl tragi și tu de limbă, după ce l-ai îmbrobodit pe Grecu, te-ai dus la Patrick de ce ai, de ce plângi, nu mai ești tu. Păi dacă iubește și dacă vede Patrick că toată lumea vrea să-i facă ceartă cu Bianca și că el nu suportă să o vadă pe Bianca supărată, iar Bianca s-a văzut cu ochiul liber, că e genul care e foarte supărăcioasă. Și
se răsfață cu Patrick. Bineînțeles că la un moment dat, când mai ai și probleme acasă și o vezi și pe a ta că e nefericită, e cirea așa după tort. Și a avut o ieșire destul de necontrolată Patrick. Bianca, deranjată într-un fel, că nu a putut să vină Patrick la ea și să îi spună și ar fi vrut să fie ea lângă Patrick, că și eu m-aș fi supărat, adică tu ai probleme, soțul meu, că eu n-am avut amanți și nici gagici. Să fie supărat și să nu-mi spună m-a supărat. Dar au fost momente când nu mi-au spus. Când nu mi-a spus dacă s-a certat nu știu cu cine sau a pierdut un contract, de ce să mai supăr și pe ea? De ce să-i mai transmit? Da, se vedea pe fața lui că e supărat și bineînțeles că eu mă supăram. A, de ce nu-mi spui? A, de ce e supărat? E supărat pe mine? Că așa sunt femeile care se simt iubite și apreciate. Ceilalți care nu cunosc sentimentele astea spun că este prea mult și că se dramatizează. Nu, sunt reacții reale. Avea și Patrick dreptate că era supărat și că s-a supărat pe staff. Până când faceți mișto de mine, nu mai vreau să vorbesc cu voi. Nu mai vreau nici să mă duc să cer să mă duc la Bianca. Bianca a interpretat-o că dacă erai supărat, trebuia să stai lângă mine. Că poate reușeam. Nu că poate, sigur, reușeam să te împac. Și de acolo, doamna Mantea a dat o conotație, cum știm de altfel, că, vezi, doamne, s-a supărat pe Zoom. Nu, doamna Mantea, nu s-a supărat pe Zoom. S-a supărat pe intenție. Ce se spunea după, chiar dumneavoastră a spus. Da. Eu vă înțeleg că sunteți moderatoare, dar totul are o limită. Când ați spus, da, văd că te simți bine când vorbești cu Virginica. Și o vedem pe Giulita asta, că vine Patrick la Bianca supărat fiind și zice, ai venit la mine să mă iei în brațe? Băi, Giulito, tu n-ai înțeles că nu ești plăcută de nimeni. Tu vrei băgare în seamă cu forță. Tu acum ai fost cea mai fericită care îți robiță la tine, începuse să dai. Păi, ziceai că ești chiar tu și grasă în rochea aia. Ești urâtă rău, fetiță și bătrână. Și de ce? Că ești rea. Așa că cam asta e. Iar Patrick are și el dreptate. Și Bianca are dreptate și Patrick. Pentru că ei au venit într-o emisiune și se pare că toată lumea nu îi ajută. Doamna Mantea bagă bățul, chiar dacă nu vrea să recunoască. Știm destul de bine că zoom-ul ăla jumate-jumate e pentru exact cum a făcut Patrick. Să inducă. Iar doamna Mantea a venit și a spus, am văzut că îți plăcea să vorbești ceva de genul cu Virginica. Păi, doamna Mantea, și noi ne-am dat seama că asta se încearcă și din partea staffului. Și vă aduceți aminte când ați spus, mergeți în grădină, în camera roșie, amândoi să vorbiți. Păi de ce să vorbesc? Sau așteptați ca Patrick să o înjure pe bune pe Virginica ca să înțelegeți că nu mai suportă și că nu mai vrea să o supere pe Bianca, care el și problemele lui personale, cu mama bolnavă, sora, nu trebuie să vină să verbalizeze ca de aici haterii ăștia care caută dosarii să spună multe, că acum e traficant, că de fapt e dealer, că de fapt are multe. Nu mai vrea. Nu mai vrea să se asocieze că mai, cum a spus Patrick, nebunii ăștia de balamuc fac ca să o enerveze pe Bianca. Videoclipuri cu el și cu Virginica. Păi, e urâtă. Luați-o voi pe Virginica, da? Vă spun eu că nu o să o vreți. Miroase. E rea. E obraznică. Are sufletul negru. La fel ca și fața. Cam asta s-a întâmplat ieri în emisiune. Și abia așteptăm, eu una, să o vedem pe Elena cum le demască pe toate. Și cum are capacitatea, mare atenție, Bianca, Elena, că se vor pune toate pe voi să vă facă la psihic, să aveți reacțiile Robertei. Vedeți că ea în continuu, aia mică, neagră și urâtă, vă atâță și cu aia, cu tu și grasa.
și cu cistinela. Va țâță și prin băieți, cu tântălău, cu păcală și tândală, ca să aveți reacții, să fiți descalificate, ca să vorbiți prost, să fiți propuse la eliminare. Dar fiți deștept. Elena, ai fost strong. Pe cuvântul meu de onoare. Deci le-ai spus ieri, frumos, râzând, să audă toată lumea cine este această Virginica și ea se carbonizase și gesticula. Iar tu calm. Așa te vreau. Dați două, trei, plecați, lăsați-o să facă clăbuci, după care iar reveniți. Iar dați două, trei, iar plecați. Și faptele ei, nu altceva. Nu jigni, nu nimic, faptele ei. Bia, Elena, luați aminte la ce vă spun, că asta oricum e de noaptea minții. Vă las, vă doresc o zi minunată tuturor și nu uitați de următorul vlog dedicat lui Veta, Vetei de la Caracal și acolitele ei din live care au început să vorbească și astea v-am lăsat. Gata, nu mai vă sport. Acum mă pun pe voi. Urmăriți vlogul ca să vedeți ceea ce fac aceste individe care se cred. Doamne, dar de fapt sunt niște holograme de ultimă speță. La revedere, vă pup cu drag a voastră, Pandele Laura.